Hristos Domnul a înviat și este viu în vecii vecilor. Preibiților, haideți acum să deschidem din nou al Domnului Cuvânt și alătura de pasajele frumoase care s-au citit în această dimineață de sărbătoare, să mai citim unul din Coloseni, capitolul 3. Voi citi din acest capitol selectiv, începem cu primul verset, până la versetul 17 și apoi mergem spre finalul acestui capitol și vom citi și ultimele trei versete. Pagina Scripturii 1156, ascultăm Cuvântul lui Dumnezeu cu dorința profundă ca Domnul să ne vorbească în continuare în dimineața aceasta și plecând din locul acesta să fim gata de împlinire. Amin. Dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu. Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ, căci voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Când se vă răta Hristos viața voastră, atunci vă veți arăta și voi împreună cu El în slavă. De aceea, omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ, curvia, necurăția, patima, poftarea și lăcomia care este o închinare la idoli. Din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste fiii ascultării. Din numărul lor erați și voi odinioară când trăiați în aceste păcate, dar acum Lăsați-vă de toate aceste lucruri: de mânie, de vrăjmășie, de răutate, de clevetire, de vorbele rușinoase care v-ar putea ieși din gură. Nu vă mințiți unii pe alții, întrucât v-ați dezbrăcat de omul cel vechi cu faptele lui și v-ați îmbrăcat cu omul cel nou care se noiește spre cunoștință după chipul celui ce l-a făcut. Aici nu mai este nici grec nici iudeu, parafrazez nici român, nici tăiere în prejur, nici netăiere în prejur, nici barbar, nici schit, nici rob, nici slobod, ci Hristos este totul și în toți. Astfel, dar, ca niște aleși ai lui Dumnezeu sfinți și prea iubiți, Îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă răbdare. Îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Dar mai presus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea care este legătura desăvârșirii. Pacea Lui Hristos, la care ați fost chemați ca să alcătuiți un singur trup, să stăpânească în inimele voastre și fiți recunoscători. Cuvântul Lui Hristos să locuiască din belșug în voi, în toată înțelepciunea. Învățați-vă și sfătuiți-vă unii pe alții cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești, cântând Lui Dumnezeu cu mulțumire în inima voastră. Și orice faceți cu cuvântul sau cu fapta, să faceți totul în numele Domnului Isus și mulțumiți prin El lui Dumnezeu Tatăl. Și de la versetul 23, orice faceți să faceți din toată inima ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni. Ca unii care știți că veți primi de la Domnul răsplata moștenirii, voi slujiți Domnului Hristos, căci cine umblă cu strâmbătate, își va primi plata după strâmbătatea pe care a făcut-o și nu se are în vedere fața omului. Amin. Vă mulțumesc, vă invit să vă reașezați. Lăudați să fie Domnul pentru această dimineață de părtășie frumoasă. Permiteți-mi pentru început să îmi exprim bucuria de a fi împreună cu dumneavoastră m-am gândit stând acolo jos pe scaun sunt foarte mulți ani de când n-am mai fost în locul acesta la biserica numărul 1 elin Viena deși prin Viena trec foarte des poate de 3 4 5 ori pe an nu știu însă n-am fost la biserica Elim de foarte mult timp țin minte undeva cu vreo 15 16 ani în urmă am slujit odată aici cu orchestra de la Bosanci. Era și fratele Dragoș Plăcint aici, ne-a întâmpinat. După aia am mai venit, cred că odată, cu fratele Daniel Hârtie și cam atât. Dar mulțumesc Domnului pentru că a făcut posibilă părtășia noastră să fim împreună de la Suceava, de unde vin, din frumoasa Bucovină, cum îmi place mie ca să spun, vă aduc salutări sfinte, frații vă transmit Harul, pacea și binecuvântarea Domnului să fie peste voi și peste casele voastre, amin. Dragii mei, vreau să intru în abordarea cuvântului pe care îl am pe inimă, în limita timpului disponibil, să am un mesaj din partea lui Dumnezeu și apoi, plecând din locul acesta, să ne ajute bunul Dumnezeu, cum spuneam adineauri, să reflectăm la El și să fim gata. Nu numai de ascultare, ci și gata de împlinire. Faptul că Domnul Isus este viu este o realitate și nu un viat ieri dimineață. M-am gândit că pentru mine anul ăsta e un an așa diferit, pentru că prin paștere de două ori. O dată în Austria și o dată în România pe 5 și 6 mai, dacă Domnul mă ține în viață, bineînțeles, îmi place să predic despre învierea Domnului. Ieri am predicat la Ilim Brun, uh, aseară la Ilim, la Emanuel, la uh, frați aici tot în Viena. A fost unii frați care au venit și ieri dimineață și aseară, acum azi dimineață sunt și aici, nu pot să mă repet. Deci trebuie să predic altă predică mai ales acum cu tehnologia asta online, e și greu să te repeți, deși sunt unii predicatori care nu au niciun pardon. Predic o predică de 10 ori la rând. Eu nu mă încadrez aici, nu mă pot asculta pe mine însumi, dar rămite să mă asculte și alții care au fost cu mine. Așa că o trebuie să vă străduiesc și să mă rog Domnului să-mi dea un cuvânt diferit și proaspăt pentru dimineața aceasta. Știm că Domnul Iisus e viu. Întrebare este, noi am înviat, suntem vii? Bineînțeles, când veți spune, frate, nu că suntem aici, am venit la adunare. Nu fizic, asta da, ne mai bate inima în pept, slavă Domnului, spiritual? Știți că la ora actuală în adunări sunt o mulțime de morți spiritual? Domnul scrie unei biserici, Biserica din Sardes, Apocalipsa, capitolul 3, cu versetul 1. Dacă se poate afișa acel verset. Îngerului bisericii din Sardes scriei. Iată ce zice cel ce are cele șapte duhuri ale lui Dumnezeu și cele șapte stele. Știu faptele tale că -ți merge numele că trăiești, dar ești cum? Mort. Nu erau morți fizic. Eu vă spun că în biserica din Sardes era activitate. Cânta și orchestra, aveau și fanfară. Cânta corul pe patru voci, predicatorii predicau, păstorii aveau tot seminarul la zi cu legitimație vizată. Însă Domnul vine și spune că cei mai mulți sunt morți. Puține aveau hainele nepătate. Marea majoritate erau morți din punct de vedere spiritual. Și vreau să predic în această dimineață despre dovezile că suntem vii spiritual. Că am înviat și trăim o viață nouă. Doamne, ajută-ne. Așa spunea Pavel. Toate cele vechi s-au dus. Toate s-au dus. Și o să vedem dacă s-au dus sau nu. Aici Apostolul Pavel în pasajul acesta, așa începe de fapt. Dacă deci ați înviat, și acum continu eu, demonstrați sau dovediți. Dacă deci ați înviat, dovediți. Sunt mai multe afirmații, nu o să le pot spune pe toate, cred că o să rămân la patru în dimineața asta, pentru că la fără cinci trebuie să închei, spunea fratele Nelu că dacă-i har, așa mai putem și depăși. Dar cred că a fost har și ieri dimineață, au fost har și aseară, e har și azi dimineață, lăudați să fie domnul, nu vrem să abuzăm totuși de, de harul domnului, vrem să fim și oameni înțelepți și apoi să plecăm din locul acesta acasă bucuroși, mai ales că s-a vorbit aici de bucurie, să ne bucurăm. Vrem să plecăm acasă Bucuroși. Doamne, ajută. Prima dovadă a învierii că am înviat împreună cu Hristos este aceasta. Omul care a înviat și trăiește o viață nouă, spiritual, are mai întâi de toate o gândire nouă. Să spunem cu toții amin. amin. Nouă. De aici pleacă totul. De la cap. Pentru că până la urma urmei, până la urma urmei, să știți că noi suntem ceea ce gândim. Știți că în vremea vechi testamentală, în vremea când, în vremea lui Noe, afirmă Genesa, capitolul 6, că Dumnezeu s-a uitat la oamenii de atunci și a observat acest lucru. Oamenii din vremea aceea, care au fost nimiciți prin potop, se gândeau în fiecare zi la ce? În tocmirile gândurilor lor erau îndreptate în fiecare zi spre ce? Mă, spre rău. Adică oamenii de atunci se trezeau dimineața gândindu-se așa cui să fac un rău? Nu un bine. Ori atunci când am înviat și trăim o viață nouă, noi trebuie să ne gândim să facem bine? Ajută -ne, Doamne. Doamne, ajută Doamne, ajută-ne! Să facem bine la toți? La toți să facem. Dumnezeu rânduiește fapte bune, numai noi să umblăm în ele. Cine poate să facă un bine și nu-l face, să vârşește un păcat. De câte ori ai putut să faci un bine și nu l-ai făcut? Ai spus, lasă să fac alții. Și asta Dumnezeu contabilizează? Cu ce o trecut nu ne mai întâlnim. Astăzi, ce rânduiește Dumnezeu să fim gata să împlinim. Doamne ajută-ne! O gândire nouă. Undeva în Romani, afirmă Apostolul Pavel în capitolul 12, versetul 2, să nu vă potriviți chipului viacului acestuia, ci să vă prefaceți prin ce? prin înnoirea minții voastre ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. De ce să dau legile astea uh, demonice astăzi de la Bruxelles? Pentru că acolo sunt foarte multe minți bolnave, de asta. Că dacă oamenii aceia ar învia și ei la o viață nouă și ar avea o gândire nouă, ar fi cu totul altceva. Numai că sunt oameni care au o gândire păcătoasă, bolnavă și te sperii, te întreb cum de-au putut. Îți bolnavi toți? Sau aproape toți. Că mai sunt acolo și unii parlamentari creștini. Domnul să-i binecuvinteze, să le dea putere și să se lupte acolo să reprezinte Evanghelia pe Domnul și pe noi cu cinste. Într-un fel, gândeam în viața veche. Și altfel trebuie ca să gândim acum, când noi am murit față de viața veche, am înviat și trăim o viață nouă. Și aici spune Apostolul Pavel, dacă deci ați înviat împreună cu Hristos să umblați după lucrurile de sus, și versetul 2, ascultați, gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Unde ne gândim? Unde ne gândim? Când ești la șantier, când ești acasă, când. La ce ne gândim? Noi trebuie ca să ne gândim la lucrurile de sus, în primul rând. Domnul Iisus spunea căutați mai întâi care împărăție. A cerurilor și neprihănirea și toate celelalte lucruri vi se vor da cum? Păi deasupra. Se vorbea aici de bucurie. Știți de ce foarte mulți creștini nu se pot bucura? Și vin triști la adunare și cântă cântări de bucurie triști. Avem predicatori triști care predică de bucurie, fraților, am venit să ne bucurăm în dimineața asta. Pentru că sunt o grămadă care sunt sub efectul îngrijorărilor, să îngrijorez, dar nu, nu, nu se îngrijorează că n-au citit din Biblia, că n-au uh, surugat suficient, că n-au venit la adunare că o trebuie, că n-au vizitat văduvele și orfane și n-au făcut ceva bun. Îngrijorați că n-au terminat în România acasă. Sau nu mai reușit să cumpri, cum a spus unul, ziceam, am cumpărat două apartamente lângă Simona Halep în Constanța. Dacă mai reușesc două în Brașov, m-am rezolvat. Și oamenii la asta se gândesc. Marea majoritate a creștinilor. Și intră în probleme că nu pot plăti ratele și așa, și așa, și așa, și așa, așa, așa. Și apoi vin cu probleme de felul ăsta. Domnul Iisus spunea în Matei în capitolul 6, acolo nu vă îngrijorați de, de nimic din de viața voastră. Ce veți mânca, cu ce vă veți îmbrăca și de exemple. Uitați-vă la cine, la ce, la păsările nici nu seamănă, nici nu seceră, n-au hambare și cu toate astea ce face Dumnezeu? Le poartă de grijă. Cea mai grea iarnă în România a fost 95-96, n-am cum să o uit, pentru că atunci m-am însurat. Țin în minte că Logodna a fost pe 5 noiembrie 95 și a început așa să ning liniștit și tot o nins, era pe 12 noiembrie 95, săptămâna aia, nu s-a putut circula cu nimic, numai cu trenul de la Verești, de la, de la până la Verești, mergeai până în zăpadă, așa, până la Brâu, împreună cu soția, gândiți-vă o săptămână de rezolvat treburile așa, trenul când avea trei ore întârziere, eram fericiți? Asta era minim trei ore. La nuntă, pe 12, și cu, cu, greu am ajuns la Verești să ne cununăm civil, nu a venit nici la care trăgea pe cameră video, atunci era cu camera video, nu s-a riscat omul să iasă din casă, au venit fratele Virgil Neau cu predicat, cu o soră de-a lui Rodica, cu un frate de-a lui Rândunel, au cântat ei acolo și am făcut nunta. Dar slăvit să fie domnul că dacă nu avem casetă video, eu am pe nevastă mea și ea pe mine. Și suntem fericiți, fără casetă. Că alții au casete, dar nu să mai au unul pe altul. Au rămas doar cu caseta. Și... Iar aia zăpada s-a pus așa foarte abundent și într-o zi am văzut o, o echipă de, 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 vrăbiuțe, de vrăbiuțe, la noi în curte cântau, dar așa bucuroase, nici o urmă de stres, din grijorare. Bucuroase vrăbirii, cântau, m-am gândit, băi, dar oare, asta nu, nu, văd că e 2 metri zăpada? Cum li vine a cânta așa de bucuroase? Ce mănâncă el? Care-i situația? După ce au cântat, cu cântat un grupaj de cântări, așa au cântat, s-au dus în grădină la mine, Știți unde s dus? Exact la hambarul de porumb. Eu intrat acolo fain, o mâncat, s-o sătura bine, o băut apă de la păsări și după aia au venit și mai, o mai cântat un grupaj de cântări. Tot bucuroase și o plecat. Și asta făceau, repetau în fiecare zi. Alți vrăbi la alți vecini. Și am constatat că am ieșit din iarnă, zăpada a fost până pe 2 mai, 96. Am ieșit din iarnă și eu și vrăbilii, numai că eu cu mai puțin porumb. Dacă ne-am îngrijorat noi spiritual, dovnice, știi că n-am făcut cât trebuie. Dar problema e că ne îngrijorăm material. Și gândurile noastre sunt îndreptate de foarte multe ori numai spre viața asta pământească. Ce va fi cu noi, ce va fi cu copiii noștri, cu co aia, cu aia, cu -aia, aia, Și Pavel spune aici, voi ați înviat dacă ați înviat. Schimbați-vă gândirea. Gândiți-vă la lucrurile de sus. Căutați pe Domnul, căutați împărăția cerurilor, că Dumnezeul nostru e credincios și ne poartă de grijă să spunem în dimineața asta aleluia. Glorie Lui! Amen. Spunea David, am fost tânăr și am îmbătrănit. N-am văzut pe cel neprihănit părăsit. Ascultați, nici pe urmașii Lui cerșându-și pâinea. Hristos e pâinea vieții, Hristos e apa vieții în dimineața asta să sature după dorință tot ce are viață. Aleluia! Să avem o asemenea gândire, sunteți de acord? Să primeze asta, să primeze asta, gândirea după lucrurile de sus, după împărăția lui Dumnezeu. Doi, o viață nouă presupune, în al doilea rând, sau o a doua dovadă că am înviat și trăim o viață nouă, Presupune o vorbire nouă. Citez de aici din versetul 8. Dar acum lăsați-vă de toate aceste lucruri: de mânie, de vrăjmășie, de răutate, am ajuns unde trebuie, de clevetire, de vorbele rușinoase care v-ar putea ieși din gură, lăsați-vă de minciuni. Versetul 9: Nu vă mințiți unii pe. Da al vostru să fie cum? Da. Și nu al vostru să fie? Nu. Că sunt unii care îmi promută bani la ora actuală și spun, frate, până pe, pe 1 mai îți dau bani înapoi. Dă-mi 1000 de euro. Dar până pe 1 mai îi ai înapoi. Vine 1 august și nu ți mai dă. 2025, spune un frate acolo. Înseamnă că trecut prin asta. Și parcă ți-i penibil ți -i, cu banii tăi să duci ceri. Păi omul ăsta nu învia din nou. Că dacă n-ai posibilitate, măcar du-te și stai de vorbă cu el. Sau ia din altă parte și dai i fă ceva. Aveți probleme de astea pe la Viena? Sper că nu. Sau v-am prins pe unei. Uitați-vă câtă vorbire de rău, câtă bârfă, ultimele evenimente care s-au întâmplat, și nu dezvolt aici că nu-i cadru și... Câte, vorbiri, vorbire, câte, câte bârfă la ora actuală. Și au fost angrenați și păstori. Mi-a arătat cineva uh, un cadru, așa, uh, o discuție între, între, un frate și un păstor. Cam ce cuvinte au putut să-și adreseze unul altuia. M-am întrebat unde e nașterea asta din nou. unde e viața asta nouă? Niciun cuvânt stricat, stricat, să nu vă iasă pe, pe gură. Și un cuvânt bun. Ziditor, să aducă zidirii. Să dea har celor ce-l aud. Vorbiți între voi cu psalmi, cu cântări de laudă, cu cântări duhovnicești. Păi ce fain ar fi să, când se întâlnesc frață să vorbească cu psalmi, nu? Să întâlnească unul să spună psalmul 1. Fericit omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși, nu se așează pe scaunul celor, ci își găsește plăcerea unde? Și zi și noapte cugită la ea, la legea Domnului. El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă, care își dă rodul la vremea lui, ale cărui frunze nu se vestejesc. Îi verde totdeauna și tot ce începe, tot ce începe, duce la bun sfârșit. Doamne ajută-mă! Și altul să răspundă cu psalmul 67. Dumnezeu să aibă milă de noi și să ne binecuvinteze. Vă place? Să facă să lumineze peste noi ce? Fața Lui. Ca să se cunoască pe pământ calea ta și printre neamuri mântuirea ta, printre popoare. Că sunt unii care nu te ascultă cu Evanghelia. Spune, lasă-mă cu Evanghelia voastră. Dar poți ca să-L vestești pe Domnul prin expresia feței, Oamenii trebuie să-L vadă pe Domnul Iisus, lumina lui Dumnezeu, pe fețele noastre. Doamne ajută-ne! Nu poți să o ca, ca și Cain, ca și alții. Ce vorbire ai? Cu unii ori în adunare, noi, noi pandemia trecut, dar unii frați penticostali au mășaz, în 2024? O întrebat la o școală dominicală, o, o soră care se ocupa de copii, i-a zis, ce vreți voi anul ăsta, dacă sunteți cu minți, să vă aducă Domnul Iisus? Și o zis, o fetiță, eu vreau nu știu care păpușă, care în noată singură, un băiat o zis, eu vreau nu știu ce bicicletă, unul era mai posomorât, mai supărat între ei și s-a dus lângă el așa să-l dojenească un pic, să-l mângâi, să vadă ce cu el de aristarea asta. Dar tu ce vrei să-ți aducă Domnul Iisus? ce vrea tu anul ăsta? Era început de an. Și au zis copilul, eu aș vrea ca tati să fie acasă așa blând și să vorbească frumos cum vorbește la învon. Bună dorință de copilul. Că la învon tai că așa de blând vorbea, frații de dus răstația la maxim. El nu s-auzea. Domnul Iisus e bun. Mai tare, frate, nu... Domnul Iisus e bun. Dar se pare că acasă schimba vitezele. Adică o viață dublă, o viață de biserică, o viață de restul, de șantier, de familie, de stradă, de... Doamne ajută-ne să vorbim ce trebuie. 1 Petru, unul cu 11. Dacă vorbește cineva, să vorbească ce? Cuvintele, Dumnezeu. Cuvintele lui Dumnezeu. Să ne binecuvinteze, Domnul. Binecuvântați-vă unii pe alții. În puterea limbii stau viața și moartea. Se vorbea aici de alegere între viață și moarte. În puterea limbii stă viața și stă moartea. Vă amintiți când uh, o furat Rahela la lui Taicăsu? Pentru că Dumnezei la bani erau foarte cuminți, așa. Uh, nu spuneau nimic. Când Laban înșela, când Laban făcea ce vroia, mergea în camera lui și se închina și Dumnezeu îi avea ochi, dar nu vedeau, urechi, dar nu auzeau, gură, dar nu vorbeau. Convenabil Dumnezeu ei avea Laban. După aia s-a întâlnit cu Dumnezeul adevărat, Dumnezeul ginerului său Iacov, care are ochi și vede urechi și aude și gură și vorbește și i-a spus așa, eu sunt Domnul, Vezi, ferește-te să nu spui nicio vorbă rea măcar. Nicio vorbă rea. Domnul e atent la asta, lui Iacov. Că te duci după el și l ajungi, tu știu asta. Da ai grijă ce vorbești. Rahela nu i-a spus ce-a făcut lui Iacov. Și Iacov l-a durut că plecat, dar l-a durut mai tare că nu mai era Dumnezeu lui. Și o plecat și -o, de ce nu, nu, dacă tot ai vrut să pleci, nu mai lăsați, sunt strâng poți, așa, să mi-au rămas bun, că tare doresc lucrul ăsta. Și apoi dacă ai plecat, de ce mi-ai luat? Dumnezeu mei, că asta mă doare cel mai tare. Nu ți-am luat. Să moară cel care ți-a, ți a luat. Neștiind că eu la nevastă -s. e important ca între soț și soție să nu fie lucruri ascunse. Amin? Lucruri ascunse. Că am văzut unii așa, el cu parola lui pe telefon, ia cu parola ei. De unde a scos moda asta? El cu portofelul lui, ia cu portofelul ei. Numai familie nu e acolo. Asta e calea spre faliment, 100%. Drumul care duce acolo, 100%. Doamne, ai milă de noi! Asta e o altă predică, numai așa mi-a dat Domnul ca să spun. Poate prinde bine la cineva în dimineața asta. Să ne ajute Domnul să vorbim ce trebuie. Când în ziua judecății vom da socoteală auziți, pentru orice cuvânt nefolositor, nu de altceva, nu vorbim de bărfă de aia, numai dacă nu folosit. L-ai spus într-un context în care nu folosit. Dacă ați înviat, Vorbiți și trebuie. Amin? amin. Vorbiți pe frați de bine. Amin. Nu prea ați spus amin. Vorbiți slujitorii de bine. Amin. Că la noi există așa un model, știți că noi vorbim de bine, că din sicriu. Băi, eu fost frate bun, mă, domnul, domnul să-l nu nu, 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 mai ajută. Ne-a slujit, o făcut, o alergat. Dar ce nu a spus că nu o trăit? Să te duci la el să spui, frate, ești o binecuvântare pentru noi. Mă rog pentru tine, ia o zi de post pentru tine. Da, da, vorba fratului zice, nu frate, dacă îi spui să mândrește și decât să-i fac un rău, mai bine îi fac un bine, nu-i spun nimic. Nu, dacă e omul Dumnezeu, va ști ce să-și ia el și ce să lase Domnului. Să-și ia aprecierile pentru el și toată slava și toată gloria să o lase în contul lui Dumnezeu. Pentru că el o merită. Să spunem cu toții, lăudați să fie Domnul. Slăvit să fie Domnul. Trei, Omul care a înviat cu adevărat și trăiește o viață nouă, are o îmbrăcăminte sau o vestimentație nouă. Spune aici versetul nouă, partea B a acestui verset, întrucât v-ați dezbrăcat de omul cel vechi cu faptele lui și v-ați îmbrăcat cu omul cel nou care se înnoiește spre cunoștință după chipul celui celor ce l-a făcut. Și ne ducem în versetul 12 să vedem ce limbaj folosește Apostolul Pavel. Astfel, dar, ca niște aleși ai lui Dumnezeu sfinți și preiubiți, îmbrăcați-vă! Apocalipsa, tot în capitolul 3, Domnul scrie unei alte biserici, biserică de la Odice, vă amintiți? O biserică care prin liderii ei fac o declarație și spun așa, noi ne-am îmbogățit, suntem bogați, avem de toate și nu ducem lipsă de nimic. Și Domnul spune așa, îți spun eu care adevărul, vreau să știi că ești și sărac, ești și orb și gol. Te sfătuiesc să cumperi de la mine aur curățit prin foc să te îmbogățești? Ale fie, pentru ochi, să-ți ungi ochii și să vezi. Și încă ceva, haine, ce fel de haine? La plural, haine albe ca să te îmbraci și să nu ți se vadă goliciunea. Păi de aceea veneau dezbrăcați la la adunare. Știți că la Odicea era o cetate foarte prosperă, acolo se, uh, uh, se fabricau o, o cremă faimoasă pentru, pentru ochi, pentru conjunctivită și creme pentru înfrumusețare, pentru riduri. De-aia oamenii ajunseseră foarte înstăriți și o zis avem de toate, că mergea afacerea bine. Și Domnul spus, nu vezi bine. Tu ai nevoie de alta ale de alt unguent, de a le fie cerească, lăudat să fie Domnul. Că dacă aveau, erau prosperi material, Eu vă spun că veneau la adunare îmbrăcați bine, cu rochi elegante, cu costume elegante. Și Domnul spune, umbli dezbrăcat, ești gol. Cum? Spiritual. Omul dinăuntru. Că dacă omul de afară spunea Pavel Corintenilor, ce se întâmplă cu el? Să trece. Totuși omul dinăuntru se înnoiește. Aici spune, îmbrăcați-vă inima, omul ascuns al inimii, îmbrăcați-vă, cu ce să-l îmbrăcăm? O grămadă de haine sunt. Cu îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândeții, cu îndelungă răbdare. Versetul 14, dar mai presus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu ce? Cu dragostea. Care este legătura? Desăvârșirii. Doamne ajută-ne! Nu stăm cu haina bunătății, de exemplu. Nu lui poate lua pe toate, că aici poate o face o predică. Haina îndurării, haina smerenia, dar cu bunătatea. Ceea ce face farmecul unui om este... De ce Dumnezeu l-a ales pe David? Că ochii lui Samuel s-au oprit la Eliab. Pentru că Domnul a văzut că David, deși avea haine de păstor, avea inima îmbrăcată cu ce? Cu bunătate. Știți când afirmă într-o bună zi? Mai e cineva din casa lui Saul să mă port, cum să mă port? Cu o bunătate, nu de asta omenească. E diferență, că bunătate tot avem. O, 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 măsură de bunătate. Cu o bunătate ca bunătatea lui Dumnezeu. Câți, câți dintre noi poate să spun asta? Mie mi-ar fi frică. Da vouă. Și David a arătat-o, a demonstrat-o, că de două ori putea să-l elimine pe Saul. Eu l-am tăiat Mantaua și i-a luat în altă împrejurare ulciorul cu apă și sulița. Și după aia o strigat la Abner. De acolo învăța penticostale. Când vor să ajung unde trebuie, strigă la... Este câte un Abner prin adunare. Strigi la Abner și ajunge unde trebuie. Și dacă îi spui la ăla, ajunge la comitet. și a strigat la Abner și a ajuns la Saul. Abner, de ce n-ai păzit uh, pe împărat? Că treaba ta asta era. Dormi? S-a trezit... Uh, Saul. Și o zi, îi vocea ta, David, da, 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 m-ai acuzat că am ceva cu tine, că vreau să-ți iau viața. Am intrat în corte, am văzut cum, cum dorme. Verifică, nu mai e nici ulciorul cu apă, nu mai e nici sulița care e înfipt -o așa lângă cap ca să o ai pregătită. Aș fi putut ca să te omor. Și a spus Saul, văd acum că ești mai bun, dar de pocăit-o nu s-a pocăit nu s a pocăit. Nu vezi tu, omule, Roman 2 cu 4, că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la ceva? La ce? La pocăință. Eu întreb în dimineața asta la Ilim, aici, mai avem nevoie de pocăință? Amen. Doamne ajută-ne! Da cu haina mulțumirii, trebuie să fim îmbrăcați? Sunteți mulțumiți? Atât să ne mulțumiți că nu a ieșit în comitet, că nu l-a ordinat. Mi-a spus unul frate, dacă nu mă ordinează nici anul ăsta, mă duc în altă biserică. Nemulțumiți de toate, că unul are mai mult, că altul are mai mult. Vă un frate de la noi din zonă, o soție așa mai, mai nemulțumită, ca să nu spun altfel. Uite, cu tare face, cu tare face. Noi cu mașina ei ne plimbăm de 15 ani. Uite, el la ea. Și o Doamne, dă-mi o soluție, Doamne, dă-mi o soluție, că nu mai pot. Slujesc sub presiune. Și Duhul Domnului a vorbit și a spus, du la vas Și într-o așa au primit o lumină, și o dragă duminica viitoare dimineață, plecăm la Vaslui misiune. La Vaslui mare, o dus într-o localitate mai izolată, unde nu poți să mergi până în fața adunării cu mașina. O mers până la un punct, după aia un kilometru spre doi, o trebuie să meargă pe jos. El o s-a pregătit, omul coștut un o duce. Ce trecuti alea trecute de genunchi, nu de piele, de gumă. Pantofi în mână și o spus de aici, plecăm pe jos. Când a intrat o căsuță mică, lut pe jos, bănci de alea din lemn vechi, așa, dar bucuroși, frate, acolo cântau din niște caiete, nici harfi n-aveau. La mea zi o luat acasă o familie, s au dus pâini, nici albă, nici neagră, mămăligă. Ciorbă, cu ceapă, așa de bine o mers, mămăligă caldă. Niște pireu acolo, mâncat cu niște aripioare de pui, nu cu pânele, o ajuns seara acasă, după patru ore de venit la Vaslui, o spus, băi, să vezi, când s-a dus nevastă-mea în living, când au ajuns acolo, când, când, când s-a pus în living, și s-au spus, Doamne, iartă-mă, Doamne, iartă-mă, Doamne, că am fost atât de nemulțumită, cât trăiesc pe pământ, nu o să mai fiu nemulțumită, mi-ai dat prea mult în comparații cu alții, că m-am comparat greșit. Și-o zis fratele, lăuda să fie Domnul, Domnul mi-a dat putere lumină, înțelepciune și am rezolvat problema în familie. Așa că eu spun la Elin Viedna în dimineața asta, dacă aveți soții nemulțumite, duceți-le la vas lui. Sau vă mai dau niște adrese prin Oltenia. De vreo șapte-opt ani eu mă ocup de Oltenia, vă duc iulie august veniți cu mine și vă arăt locurile acolo, vă duc prin niște locuri faine, așa, și o să fie bine după aia. Cu haina păcii cum stăm? Pacea lui Hristos, la care ați fost chemați, alcătuiți, un singur trup, nu mai multe, să stăpânească și fiți recunoscători. Doamne ajută-ne să avem și haina asta. Că sunt mulți care nu mai au și apoi când nu mai ai, că foarte mulți se folosesc din psalmul 34, unde spune David, caută pacea și... Da, e drept, dar mai este o variantă. Poți să alegi după pace când, când, când ai pierdut-o. Cu fratele, trebuie să alegi pe la porți după aia. E mai bine să o păstrezi dacă o ai. Amin? Amin. Ca să nu alegi după aia. Că să alergăm după pace, să căutăm, să avem mai multă pace, da. Dar să nu alegi după pace căutând pe la uși, pe la porți după aia. Pentru că n-ai vegheat. O reușit vrăjmașul să te dezbrace. Să ne ajute, Domnul, să ne verificăm. Avem toate hainele astea? Suntem îmbrăcați? Dacă am înviat... Și trăim o viață nouă... Să avem inima îmbrăcată cu toate hainele astea... Și o spun în dimineața asta... Amin... amin. Și un cu un gând și închei... S-a timpul... Aici nu mă amintez, nu mai dezvolt... Nu mă, nu mă punctez. Dacă de deci, ce ați înviat... Împreună cu Hristos și trăiți o, trăiți o viață nouă... Deci omul care a înviat și trăiește o viață nouă... Trebuie ca să aibă și o umblare... O umblare nouă. Că cine umblă cu strâmbătate își va primi plata după ce? După strâmbătate. Cum umbli? Drept sau strâmb? Că sunt unii așa care fac viraj în pocăință. Fac curbe așa ca la Formula 1. Căile Domnului n-au curbe. Sunt drepte. Spunea David în psalmul 23, Domnul păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic, el mă paște în pășuni verzi și mă duce la de odihnă, îmi înviorează sufletul și mă povățuiește pe ce fel de cărări? Din pricina a ce? Dumnezeu e drept. El a trasat cărări drepte. Glorie lui! Spune o cântare pe calea îngustă, e luptă, plăceri, deșertăciuni pe ea? Nus. nu Nu-i împodobită mai dreaptă și bună pentru că duce în sus, mai sus, pe aripi ca de vultur, conduce Domnul pe al său popor. Când se va șterge sau când se vor șterge plânsul și durerea, prea fericiți vom fi cu Domnul nostru. Ajută-ne, Doamne! Am înviat? Vii sau morți? Dacă deci ați înviat, dacă am înviat, să dovedesc și să dovedim. Doamne ajută-ne! Amin!